Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, în deșteptarea la Europa FM, live și pe pagina de Facebook în acest moment. Suntem live cu imagini din studio. Jucăm Dublu sau Nimic pentru 800 de euro astăzi. Plecăm de la 100, dublăm la 200, la 400 sau la 800 de euro. Alături de noi este Cosmin din Sibiu. Bună dimineața. Băi, nu mai faceți, vă rog frumos, nu vă mai strâmbați la camere. Luca și-a luat... Păi da. El este... Față de crainic. Da, nu, e cum erau membrii comisiei de la Loto Prono pe vremă, știi? Așa e, foarte serios, stă. Fă un semn la oameni, te filmează. Zi-mă-i, George, da. Ce vești ai să-mi dai? Cu cine vorbim? Cu Cosmin din Sibiu. Bună dimineața, Cosmin! Salut, Cosmin! Bună dimineața! Salut! Ce faci? La serviciu. Bravo, domnule! Am început la ora 8. Ai început bine, să știi. Ești primul, da, participant. Pare că da. Primul participant al anului la Dublu sau Nimic să fie într-un ceas bun. Cu ce, da, te ocupi, Cosmin? Sunt cadru didactic. Chiar sunt cu elevii la clasă. Îi salutăm. Sunteți în oră acum? Da, suntem în oră. Ma, și crezi că se poate să ne salute și pe noi în dimineața asta? Da, sigur. Toți elevii? Haideți să salutăm Europa FM. Da. Do- 2, 3 și ta! Sunt prea entuziaști. Nu vreau mâncat azi, sunt la cură de slăbire? La ce... Păi eu cred că este și ora. Da, ce... La 8 dimineața încă sunt somnoroși. Dar ce predai? Eu am tras de ei un pic să începem o lecție nouă și... Dar ce predai? Ce predai? Acum predau parte din economie, parte de module tehnologice. Și ei ne aud când vorbim? Da, da, sunteți pe difuzor. Dar ce clasă sunt? Băieți și fete, puțin mai mult entuziasm, că vă scăpăm un pic de niște module economice. Încercăm încă o dată. Dacă hai să mai încercăm. Miercuri au planificat un test. Să vedem acum, în funcție de cum vă salută, o să primească test sau nu. Haideți să vedem. 2, 3 și... Ceva mai e în ordine. Da. Sunteți departe de ei și de asta. Da, ceva mai bine oricum. Da, noi sunt, adică noi am aici zicem că e mai bine să nu dați testul miercuri. Da. Păi acum rămâne să vedem un pic, mai ales că este înainte de vacanță, ei vin să ia vacanța. Uh-huh. Dar discutăm. Bine, Cosmin. Domn profesor, dacă vreți să ne și vedeți sau să-l vedeți mai mult pe Luca, pentru că el pune întrebările, pagina de Facebook vă stă la dispoziție. Mă, nu mai fă-mă fața asta. Lasă-l, mă, fața lui. Atâta poate. Fața de cameră. Fața de televizor. Bine, pagina de Facebook Radio Europa FM, îl găsiți pe Luca acolo. Domn profesor, întrebările sunt simple. 4 întrebări, 4 răspunsuri... simplu astăzi, cât să luați 800 de euro. V-ați făcut vreun plan să mergeți până la capăt sau vă opriți pe parcurs? Păi, în prima fază am zis că să mergem până la cap. Așa. Bine. E foarte bine să știți, să ne faceți și nouă safteaua, să ne meargă bine tot sezonul. O să ne meargă. cu mare plăcere. Cosmin, ai 6 secunde ca să răspunzi de fiecare dată. Chiar dacă ne auzi în difuzor, lucrul ăsta s-ar putea să te încurci, așa că e decizia ta dacă rămâneți în forma asta sau nu. Tu trebuie să ne asculți la telefon, acolo trebuie să avem dialogul și marcăm 6 secunde din momentul în care Luca a terminat de pus întrebarea, ok? Da, sigur. Orice răspuns venit după, chiar dacă e corect, nu îl putem lua în calcul. Multă baftă, succes de asta, să ne meargă bine și să vă meargă bine. Mulțumim frumos. 100 de euro. Cosmin, relaxează-te, întrebările sunt simple, ești toți copii acolo cu tine. Prima. Da, mă susțin. Pentru 100 de euro. Prima întrebare a noului sezon este: cine interpretează piesele Scumpă foc, De unde vii la ora asta? S-au pierdut buletin. Smiley. De unde vii la ora asta? Smiley. De unde ai umblat? Vii cu haina și fonată și cu părul deranjat. Ai uitat unde... Bine, domn profesor! Ai 100 de euro! Au contribuit și copiii, domn profesor, la răspunsul ăsta? Da, o să primească și ei, fiecare câte un suc, o apă.
Eu zic să le dați 2-3 puncte în plus la testul ăla și lăsați-o cu sucul, că e mai, e mai bine așa. Hai mă, dă-le suc. Acum nu, posibilitatea există. Hai să mergem mai departe ca să le punem și un pachet de biscuiți. Păi stai așa, că Cosmin e cel care decide dacă merge mai departe. Păi asta zic, da. Da, mergem mai departe. Mergem. Bravo, bravo. Maestre. 200 de euro. Bravo, bravo. Mai spune, te rog, o dată că-s bătrân, Cosmin, în ce clasă-s copii? Clasa 10. Clasa 10. Ăștia nu mai sunt copii. Sunt adolescenți în toată regulă. Și sigur te pot ajuta până la capăt în caz de nevoie. Cosmin, pentru 200 de euro trebuie să ne spui reprezentativa cărei țări a câștigat Cupa Mondială la fotbal din Qatar. Brazilia. Da, copiii aia, ce făceau, măi, nene? N-aveți băieți în clasă, Cosmin? Păi, se pare că s-au blocat și ei și eu cu fotbalul, nu prea. Ia să Cupa vezi. Mondială din Qatar a fost acum 2 luni. Ha? Emiras Bobo. Argentina. Vezi ce subiecte primiți voi la testul de miercuri acum. Cum, mă, o clasă întreagă să nu știți că a câștigat Argentina Cupa Mondială la fotbal? Nu, dragilor. Of, firar să fie, măi, Cosmin. Da, eu nu sunt cu fotbalul, chiar l-am urmărit campionatul. Păi, înțeleg, dar copiii ăia... Da, of, uite, of. Copiii din ziua de azi nu mai sunt interesați de fotbal, se pare. Cosmin, ne pare tare rău. Și nouă. Dar poate va mai fi o altă ocazie. Spor la treabă și copiii, spor la testul de miercuri. Da! Mulțumim! Mulțumim. Nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc. N-aș fi crezut că ne oprim aici. Da, sincer, e surprinzător și eu. Vestea bună e că mâine plecăm de la 200 de euro și putem da 1600. Da. Asta e vestea bună. The Valentine's Day. Da. Luca, salută... Întrebări de dragoste. Salută telespectatorii. La revedere. Numai bine. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.